cel sunt de sară și pentru atâta lucru parioară, parioară nu ți-ar mai putrezi trupul. Și zi mai găsit, dragii telespectatori ai SCU TV, sunt Maria Ionicescu și vă invit astăzi să facem cunoștință cu poetul și actorul Adrian Monteanu, plecat într-un turneu în Canada și Statele Unite pentru a-și prezenta sonetele intitulate Fluturile din Fântână. Bine ați venit în studioul SCU TV! Bine l-am găsit aici, la Montreal! Vă mulțumim că ați acceptat această invitație. În primul rând, facem cunoscutele spectatorilor noștri. Domnul Adrian Monteanu este membru al filialei Brașov, a Uniunii Scriitorilor Români. Ce forță v-a determinat să întreprindeți un turneu destul de îndepărtat, dacă ne referim la spațiul geografic, dar și de lungă durată, aici în Nord America? Nu m-am ferit niciodată de provocări. Chiar le-am propus. Sunt leu și lei trebuie să iasă totdeauna în față. De aceea mi-am propus să fac în activitatea mea artistică ceea ce nu reușesc să facă prea mulți dintre confrații mei. Mi-am adorat toate forțele cu care am fost însăstrat probabil de sus, și acelea de poet și acelea de interpret cu peste 20 de premii naționale de interpretare, și mi-am propus să realizez altceva decât o simplă întâlnire cu poezia. O întâlnire pe care toți oamenii o recunosc cum se desfășoară de regulă, aceea unui poet care vine, deschide o carte și citește din ea. Eu nu citesc nimic, eu realizez spectacole de poezie, deci este o etapă superioară pe care încerc să o urc, aceea de a transforma poezia în spectacol. Este un spectacol în care nu se citește nimic, totul este înregistrat în memorie, un spectacol cu idee, cu mișcare, cu implicarea spectatorilor. Timp de o oră asistăm la ceea ce se numește spectacol, dar este în fond un recital din sonetele mele, pentru că materialul pe care îl prezint în acest spectacol este propria mea poezie. Volumul care poartă și titlul acestui recital de poezie, se intitulează Fluturile din Fântână. Este un volum care adună sonete și știm că e cea mai lirică specie a genului liric, sonetele, așadar trăiri, sentimente în versurile acestor poezii. De ce credeți că recitalul, poezia în sine, ar avea nevoie mai mult decât oricând de acest non-verbal al artei dramatice? Pentru că, să recunoaștem, variantele de manifestare în care este prezentă poezia, de regulă, au început să se banalizeze, s-au banalizat de mult. Este vorba de aceeași masă de prezidiu, în spatele căreia sunt o mulțime de indivizi care vorbesc despre poezie, dar poezia este prezentă extrem de puțin. Eventual, autorul la sfârșit spune câteva cuvinte de mulțumire celor care l-au ajutat să ajungă la această manifestare sau să-și scoată un anume volum. Aici eu încerc să înlătur toate aceste bariere. Poezia să fie aceea care domină manifestarea, care este regina manifestării, și ea se prezintă singură în fața spectatorilor, fără niciun intermediar, spectatorul fiind cel căruia îi se adresează, de fapt, tot efortul meu poetic și care poate decide dacă ceea ce ascultă este ceea ce așteaptă, este poezia pe care o așteaptă, este poezia care se confundă cu propriile lui trăiri.
Ne vom considera de-a dreptul privilegiați, având parte de o mică interpretare, de o scurtă interpretare din spectacolul dumneavoastră. Aici la SCTV. Cred că ar fi nimerit un sonet de dragoste. Spune-mi, iubito, unde ție opasul? În cuib zănatec, în amurg de ceară? Unde se așez piciorul să n-o piară urma fierbinte ce măcide ceasul? Cum ai învins râvnirile de fiară ce-au despicat pădurile cu pasul ca să-mi aplec genunchiul, să-mi fac masul la umbra coapsei tale de fecioară? Lasă-ți coroana în iarba sângerie, bea din potirul brumelor nectar și din căuși de patimi apă vie. Arde-ți veșmântul pe năvalnic jar, să te zidesc curată în temelie. Aceeași ană pe un nou altar. Acest crez artistic și al poetului și al actorului ați încercat să-l faceți cunoscut în turneul dumneavoastră. Vorbiți-ne puțin despre turneul dumneavoastră. Când a început? Câtă distanță ați parcurs? Unde vreți să vă opriți? Dacă ar fi să încep cu ultima parte a întrebării, de oprit aș dori să nu mă opresc niciodată. Sunt proiecte în continuare care îmi indică că s-ar putea întâmpla așa ceva atât timp cât de sus primesc aprobarea și sănătatea mă ajută. De început am început acest turneu cu gândul că probabil este cel mai lung traseu pe care l-a străbătut vreodată un poet. Nu i-a până la socoteară că nu știu pe cineva dintre poeții României care au realizat spectacole de poezie, dar și așa, și doar un singur traseu poetic de prezentare a unei poezii, nu știu dacă a făcut-o cineva la o extindere de mare, pentru că totul a început la începutul lui iunie în Statele Unite, la Seattle, unde am avut două recitaluri. Am intrat în Canada la Vancouver, unde am avut trei reprezentații, la Toronto, la Consulatul României, am fost o săptămână la Hamilton, la Câmpul Românesc, unde a avut loc Săptămâna Internațională a Culturii Românești și unde am avut mai multe intervenții, nu numai recitalul. Am avut o conferință despre poezia românească între tradiție și modernitate. Am prezentat un volum de sonete al preotului Dumitru Kim din Kitchener, Canada, un foarte bun sonetist, preotul Ichim, și evident în finalul acestei săptămâni am avut și de susținut și recitalul meu în fața unui public numeros și foarte bun. După care, iată că am venit aici în Montreal, dar Montrealul este un loc în care poposesc un pic, dar de aici pornesc alte trasee, pentru că voi ajunge și la Quebec și la Ottawa și în Montreal probabil vor fi mai multe reprezentații. Odată stabilit acest traseu, probabil în prealabil, ați alcătuit, ați construit structura acestui recital. Din ce este alcătuit, de fapt, acest recital? O problemă dificilă a fost aceea a conturării materialului care să fie cuprins în acest recital. Aveam de ales între cele aproape 1000 de sonete pe care le-am scris și care au apărut în 7 volume, plus antologia sonetelor mele, care este o lucrare de aproape 400 de pagini și cuprinde o selecție din cele 7 volume, plus o secțiune de sonete inedite. Dificil de ales. Ceea ce mi-am dorit a fost să prezint o diversitate tematică. De la lacrimă la zâmbet, de la durere la împlinire, la un anume dramatism pe care eu l-am avut întotdeauna și este conținut chiar în titlul acestei
acestui recital, Fluturile Fântână fiind un sonet extrem de tensionat, dar aceasta este firea mea, aceasta este structura mea. Am vrut să mă reprezint pe mine cu tot ceea ce am mai bun, diferit, dar profund, și această oră de spectacol să fie una în care, pe lângă mișcare, sonetul în sine să fie diferit ca expresie și ca modalitate de abordare, pentru că este un sonet care vine din prerenaștere uneori și adoptă varianta temei dragostei, de exemplu, dar sunt deopotrivă și sonete care vin într-un limbaj și într-un peisaj dramatic contemporan, cu personaje contemporane, de la Aurolaci până la orice alt element declasat din prezent, pentru că am vrut să demonstrez că sonetul nu este o specie literară consumată numai într-un timp trecut, el poate să fie viabil și astăzi, poate să stea la braț cu noi și să purtăm în continuare noi ceea ce de multe ori ne lipsește astăzi, armonia, emoția, trăirea dintr-o zi. Și libertatea de a o exprima. De cele mai multe ori. Ați putea defini această stare a publicului dumneavoastră, să zicem, în aceea a termenului dor? O sete de cuvântul românesc era clar că există. La cei care au venit în sală, cred că această dorință i-a și adus, în special în sala de spectacol, o sete de cuvântul românesc în armonie și în deplină libertate de concepție și de profunzime de concepție, în imaginile care să surprindă ceva din spiritul românesc adevărat, cel pe care numai într-un moment în care autorul însuși a fost doritor de a aduna tot ceea ce poate fi mai frumos în limba românească și în expresia noastră, iar această mostră de frumos autentic românesc este ceea ce am simțit că se caută în mod special, dincolo de oricare alte manifestări românești care pot să apară pe parcurs și care au o anume tipică a lor, o veselie care este legată și de un element material, de îngurgitat ceva acolo. Era aici o venire la un spectacol în care niciun alt element exterior să nu fie deconturbat într-un fel, să nu conturbe prezența poeziei, și au venit efectiv pentru că au vrut să asculte poezia românească cu dorul de poezia românească. Despre publicul care participă la această oră de spectacol, în special din diaspora, cei de acasă transmit din generație în generație ideea că poți iubi în limba ta, în limba ta poți spune te iubesc. Așadar, suita aceasta de sunete în timpul unei ore, într-o desfășurare pe cât de actoricească, pe atât de tensionată, de lirică. Cum ați găsit acest public? Cum vi s-a părut acest public care a participat la spectacolul dumneavoastră? Este o diferență sesizabilă între spectatorul român trăitor în România și spectatorul român trăitor în Canada. Să ne referim la canadien, pentru că aici a fost și cea mai mare parte a turneului meu. Pe când spectatorul român este bulversat cu tot felul de manifestări de acest gen, manifestări poetice, nu de acest gen, pentru că genul acesta nici în România nu există, dar este mereu la întâlnire cu lansarea de poezie, cu târgul de carte, cu tot felul de alte elemente în care este introdusă... Cu alte cuvinte, este alintat.
este alintat, are de ales între o mulțime de lucruri și a intrat într-o oarecare banalitate a receptării lui. Aici se întâmplă lucrul altceva și este sesizabil pentru mine când apar în fața spectatorilor, de la privirea lor. Este o diferență, pentru că mai întâi te privesc cu oarecare, nu neîncredere, cu un oarecare scepticism, pentru că se gândesc că omul acesta a venit poate și va sta înțepenit o oră în fața lor să le spună poezie, ceea ce la urmă omul poate să fie și banal și plictisitor. Când pe parcurs văd că lucrurile se desfășoară altfel decât ei și-au imaginat, că omul acela se mișcă, că omul acela colaborează cu ei, că omul acela se adresează lor, unora sau altora dintre spectatori, că uneori îi implică în jocul actoricesc, când simt limba aceasta românească curată, limpede, pentru că sonetul are această puritate a limbii, este o limbă aleasă, efectiv, pentru a fi în armonie cu noi, ei încep să-și deschidă cumva porțile sufletești și spre finalul fiecare întâlniri entuziasmul lor este unul care depășește entuziasmul celor de acasă. Despre lansarea de la Montreal ne puteți vorbi câte puțin? Spectacolul din Montreal are loc sâmbătă 29 iulie de la ora 14. La Centrul Comunitar Codenej. Și este locul la care, după câte știu, se întâlnesc mai des scriitorii din Montreal și invitații lor. Deci sunt cât se poate de interesat și, aș spune, emoționat pentru această întâlnire. Emoția este la un actor prezentă de fiecare dată, oricât de mare ar fi experiența lui. Pentru că se întâlnește cu spectatori noi, pentru că locul este altul și pentru că reacția lor poate fi neașteptată și în sine fiecare început de spectacol înseamnă o emoție specială a început unei noi aventuri față cu spectatorul. Spuneam la începutul acestui interviu despre mai multe lansări la Montreal, mai multe spectacole la Montreal. Pe lângă recitalul care are loc în 29 iulie, mai este programată o întâlnire la Biserica Sfântul Nicolae, o dată pe care încă nu o am cu certitudine în acest moment, se stabilește în aceste zile, pentru că erau două duminici la alegerea Consiliului Parohial de acolo și nu mi-au comunicat încă data. Poate fi chiar 30 iulie, poate să fie 13 august, ambele fiind acum disponibile. Dar, dincolo de aceasta, în zonă mai sunt prezent, și chiar în început, înainte de recitalul de la Montreal, pentru că în 23 iulie voi fi la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Quebec, iar în 20 august la o biserică ortodoxă din Ottawa. Și în acest fel aș putea spune că acopăr cu adevărat cele mai importante și mai mari comunități românești din Canada. Creațiile literare populare au fost transmise prin Diu Grai. Se apropie acest gen de spectacol liric de creațiile literaturii populare? Iată un lucru la care m-am gândit mai puțin, dar care este perfect adevărat, pentru că iată ce se întâmplă de la poezia creată și rostită, fără a fi scrisă, efectiv, transmisă din om în om, ajungem la o variantă în care poezia se îndepărtează de lectura efectivă și este transmisă prin Diu Grai. De aceea, faptul că vorbim de tradiție, de continuarea acestei tradiții specific românești, nu e deloc întâmplător și că avem dreptul să o facem
gândindu-ne la maniera în care ne desfășurăm acum activitatea. Sonetul poate să fie, chiar vorbind paradoxal, o continuare a poeziei, a unei lirici poetice populare, transpusă prin toate elementele ei caracteristice într-o epocă contemporană. Tradiția care nu se pierde. Domnule Adrian Munteanu, vă mulțumim pentru prezența în Studio Escu TV. Vă dorim spectacole reușite și la noi, la Montreal, și așteptăm cu nerăbdare să participăm la aceste spectacole. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mi se pare că e foarte important să facem această deschidere și anunț către românii din Montreal, pe care îi invit cu mare drag să vină și cu convingerea că vor asista la ceva care are gradul lui de unicitate și de trăire românească autentică. Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire la o altă rubrică în cadrul Escu TV. Pe curând!